Bună dimineața tuturor! Mulțumesc, Andrian! Numele meu este Alex Bolan, după cum spune Andrian, mi se spune Jay. Motivul e foarte simplu, suntem undeva la vreo 400 de oameni numiți Alex în Bitdefender. Și este destul de greu să-i spui cuiva, salut Alex sau am vorbit cu Alex, pentru că na. Toți avem porecle, absolut toți. În afară de Alex Novak, cred că el este Alexul firmei, băiatul, șeful de la Cloud. Păi, o să structurăm activitățile de astăzi la modul următor. Eu o să vorbesc undeva la vreo 30 de minute despre niște amenințări informatice, cam cum am văzut noi ceea ce numim Threat Landscape 2016, poate și câteva prognoze. O să urmeze colegul meu, colegii mei. O să vă vorbesc și despre soluțiile noastre, o să încerc să vă spună cât de bune sunt, cât de ieftine sunt, nu? Și ușor de cumpărat și de instalat. Și după aceea o să vorbim puțin despre amenințările viitorului și în special despre IoT. Înainte de toate, câteva cuvinte despre noi. Sunt convins, sau cel puțin sper, că ne cunoașteți măcar din auzite. Da? Dar am zis că ar fi o idee bună să vă dăm și câteva informații așa despre firmă. Suntem activi de mai mult de 15 ani. Se spune 15 ani pentru că atunci s-a înființat numele Bitdefender. Dar ceea ce nu știe multă lume că înainte ne numeam AVX. Și înainte de AVX exista și un, sunt curios dacă voi doi știați sau trei, Sherlock Holmes Antivirus. Sherlock Holmes Antivirus a fost un antivirus dezvoltat de către CTO-ul nostru și a fost prima soluție antivirus cu euristici din lume, de Bogdan Dumitru. Și după aia Bogdan Dumitru, împreună cu cineva, au căpătat finanțările și au creat AVX și după aceea Bitdefender. În momentul ăsta avem undeva la 1300 de angajați în lumea întreagă, birouri în 8 țări, 14 țări, îmi cer scuze, și cel puțin jumătate din acești angajați sunt în research și development. Alt fun fact, Mr. T, cum îi spunem noi, CEO-ul Bitdefender, domnul Talpeș, ne-a alocat undeva la 25% din bugetul din dezvoltare pentru cercetare. Sunt efectiv bani pe care putem să-i aruncăm sau putem să facem ce vrem cu ei. Putem să ne plimbăm, să mergem cu avioane, să cumpărăm jucării. Mă rog, cel mai mult ne cumpărăm jucării cu banii aia. Tot felul de gadgeturi. Eu lucrez foarte apropiat cu echipa care face vulnerability research pe IoT. Spargem toastere, frigidere, mașini și așa mai departe. Și acești 25%, domnul Talpeș a spus că faceți ce vreți cu ei, în ideea că creăm 10 proiecte de cercetare, 10 concepte de inovație și din asta măcar unul să fie de succes. Și vom vedea după aceea că a și ieșit cumva. În momentul ăsta, tehnologia Bitdefender se găsește pe calculatorul la 500 de milioane de oameni. Nu pentru că au cumpărat produsul Bitdefender Total Security sau Gravity Zone, ci pentru că tehnologia Bitdefender a ajuns să aibă o reputație atât de bună, încât este integrată de foarte multe soluții de securitate. Inclusiv concurenții noștri. Sunt foarte mulți din concurenții noștri care folosesc motoare Bitdefender. De curiozitate, dacă ați auzit de site-ul Virus Total, și hai să ne trezim un pic, măcar așa, câtă lume a auzit de Virus Total? Hai, toată lumea, nu? Ok, virustotal.com este un website în care se poate analiza un fișier. Se urcă acolo fișierul și Virus Total trece prin toate motoarele antivirus pe care le are acolo și întoarce înapoi un rezultat și spune Bitdefender a spus așa, Kaspersky a spus așa, Trend Micro a spus așa și așa mai departe. Ca să vedeți câte produse folosesc tehnologie Bitdefender, vă uitați la numele detecției puse pe un virus. Și dacă vedeți același nume la detecție, înseamnă că este același motor care a generat detecția respectivă. Veți vedea că undeva la 30 și ceva la sută, cred că 35 acum la sută, sunt motoare Bitdefender din produsele de pe Virus Total. Aș fi foarte important de spus, alte proiecte în care suntem implicați și în care chiar sunt și personal implicat, sunt proiectele cu autoritățile, cu law enforcement.
La noi se apelează Interpol, Europol, FBI, NATO, de exemplu, o să fie, avem niște proiecte prin vară, și suntem parte din toate proiectele astea de tracking down bad guys, de a vâna hacker, de a vâna infractori din criminalitate cibernetică. Luăm parte la majoritatea conferințelor și nu numai atât, îi ajutăm activ în investigațiile pe care le efectuează. După cum spuneam, dat fiind faptul că s-a investit atât de mult în cercetare, am reușit să inovăm foarte mult. Am reușit să creăm, să fim primii la nivel mondial, care au creat niște tehnologii care au devenit standard în industrie. Cea mai recentă este Bitdefender Box, un produs care securizează atât device-urile tradiționale, cum ar fi Windows, Mac, Android și așa mai departe, cât și termostatul, routerul, frigiderul, televizorul și așa mai departe. Aici vedeți doar câteva exemple de tehnologii pe care le-am creat și care, după cum spuneam, au devenit standarde în industria de securitate. Au fost adaptate și de concurenții noștri. Rezultatele din ultimii, cred că 5-6 ani, acum 5-6 ani, dacă nu mai mult, am început să ieșim pe locul întâi mai mult de 2 luni la rând. Mai ieșeam de locul întâi, dar nu eram neapărat constanți. Cam acum 5-6 ani am început să ieșim pe locul întâi în testele independente destul de constant. Cred că am ratat 2 sau 3 teste în 6 ani de zile în care nu am ieșit pe locul întâi la detecție și performanță. Ceea ce, credeți-mă, nu este o realizare mică. Instituțiile care testează, aveți și avea comparativ, sunt, cred că, singurele autorizate să facă asta din industrie, din punctul multora de vedere. Sunt multe firme care fac testări de genul ăsta, mai sunt XA Labs și multe altele, dar nu toate au metodele de testare și transparența pe care au cei de la AVT și AV Comparatives și nu numai atâta, și exigența pe care o au cei de la AVT și AV Comparatives. Și sunt mândru să spun că Bitdefender a reușit să se mențină pe locul întâi în ultimii 6 ani de zile. Cred că ultimul test pe care l-am luat pe 2 a fost luna trecută. Dar în afară de cel de luna trecută, vă invit să vă duceți pe site-urile respective și veți vedea cam unde este poziționată tehnologia Bitdefender. Și nu numai atât, și produsele care îmbracă tehnologiile noastre sunt apreciate de către majoritatea instituțiilor care le evaluează. De fapt, cred că rata de retenție pe care o avem acum, cât este? La 80 și ceva la sută? Cam așa. Rata de retenție însemnând numărul oamenilor care odată ce și-au instalat Bitdefender, l-au păstrat. Atât în mediul corporate enterprise, cât și utilizatori casnici. Și acum să trecem la partea mai interesantă. O să încercăm să facem o sesiune cât de cât informativă, în care voi încerca să vă transmit, sper eu, informații noi despre cum arată amenințările informatice în ziua de astăzi și cum vor arăta în viitor. Pe partea virusilor, totul este, cum să spun, toate sunt vechi și noi sunt toate. Sunt ca anul trecut, ca acum 5 ani, dar mai mulți și mai complexi. Nu mai este atât de interesant. Slide-ul ăsta nu mai este atât de grozav. Ce este interesant aici sunt numerele. 350.000 de sample-uri noi pe zi. Adică noi variante de virus pe care le vedem. Poate ar fi relevant de spus că ultimul bullet, metoda de distribuție, nu este ceva senzațional, dar este important de reținut. Metoda de distribuție este e-mail-ul și website-uri care infectează, care exploatează vulnerabilități în browsere. Acum, haideți să încercăm să stabilim puțin niște termeni tehnici ca să știu și eu cum să-mi formez cuvintele. Întrebare. Câte lume din sală a auzit de cuvântul telnet? Așa, la întâmplare. Parfum. Excelent. Bun. Hai să vorbim de virus interesanți. Cine a auzit de APT? Ok, mai puțin. Dar destul de mulți. Bun, APT înseamnă Advanced Persistent Threat. Este un tip de virus care nu face ceva instant. Care nu îți criptează datele instant, care nu îți fură datele instant. Este proiectat
în special pentru a fura informații și a fi foarte, foarte discret. Este făcut să nu fie detectat. Un exemplu de APT, unul dintre cele mai populare, în care foarte mulți chiar i-au lăudat pe creatorii virusului, este Flamer. Flamer a stat 3 ani de zile. Subcomponenta ale virusului Flamer, de fapt, a stat 3 ani de zile pe diverse calculatoare și alte echipamente din cadrul unei firme și după 3 ani de zile a fuzionat în virusul efectiv și a început să exfiltreze date, să fure date și să le transmită atacatorilor dintr-o altă țară. Acum, din analiza noastră, noi am estimat costurile pentru dezvoltarea unui asemenea virus undeva la cel puțin 2 milioane de dolari. Să creezi un virus care să fie proiectat să se mențină și să facă ceva neasistat, că nu se putea comunica cu el, nedetectat 3 ani de zile, este o investiție foarte, foarte mare. Bun, asta înseamnă un Advanced Persistent Threat. Un virus de care foarte probabil nu știi, care poate și în momentul ăsta, nu vreau să sperii pe nimeni, se poate găsi și în laptopul meu, Doamne ferește, și în telefonul lui Andrei, în orice loc. Și la un moment dat, peste 2 ani, 3 ani, o lună, 5 zile, când trebuie să facă ceva, atunci va face ceva. Mai nou a apărut și un Advanced Persistent Threat pentru macOS. L-am detectat acum scurt timp, l-am găsit. Noi avem o rețea foarte, foarte mare, deci toți cei 500 de milioane de utilizatori care folosesc tehnologia noastră ne servește și ca senzori, ca și agenți, ca să spun așa, care ne furnizează informații despre noile amenințări. Agregăm toate informațiile astea în cloud și cloudul, acolo facem toate buzzword-urile posibile, machine learning, artificial intelligence, event correlation și așa mai departe. Am descoperit de curând acest X-Agent pentru macOS. Partea interesantă este că pe macOS foarte puțină lume pune antivirus, pentru că de ce să-mi pun antivirus? Că nu există virus pentru Mac. Ați auzit chestia asta vreodată, nu? Așa. Sau mai tare, să nu pun antivirus că folosesc Linux. Asta este. Gândește cineva așa de curiozitate? Cu antivirusul care nu e necesar pe Linux sau pe Mac. Dacă da, la pauză să vorbim puțin. Bun. Și facem niște chestii foarte faine, sau mă rog, interesante, că pentru utilizatorul nostru așa de faine, fură parole, face screenshot-uri la ecran în momentul în care sunt deschise diverse pagini și, foarte interesant, transferă backup-uri de iPhone de pe Mac. În genere, iPhone-ul se sincronizează cu Mac-ul atunci când este în apropiere sau când este conectat pe cablu. Foarte mulți își fac backup în iTunes pe Mac și acest agent copiază backup-urile și le trimite atacatorilor. Din backup-urile alea, evident, pot fi extrase tot. Poze, mesaje, mail-uri și așa mai departe. Am văzut anul trecut primele variante de ransomware. Presupun că toată lumea știe ce este ransomware, da? Asta venim așa. Cine nu știe ce este ransomware? Voi nu vă puneți. Așa. Am văzut primul ransomware de Linux și OS X. Ransomware de Linux este foarte tare pentru că nu necesită intervenția utilizatorului. Nu este targetat către desktop-uri, către calculatoare personale. Este țintit către servere. Presupun că măcar odată ați auzit de site-uri sparte. Sau poate unii dintre voi ați și avut un site spart la un moment dat al vostru. Un WordPress cu vreun plugin uitat undeva la un moment dat. Un Drupal, un Joomla, un blog care v-a fost spart. Na, se mai întâmplă. Și mie mi s-a spart un site, să știți. Adică nu e rușine. Un plugin uitat. Am uitat să-i fac update. Și băieții din China au spart și au început să trimită spam cu serverul meu. Băieții ăștia care au făcut ransomware-ul de Linux încearcă toate site-urile cu de niște vulnerabilități specifice, în special WordPress, Drupal și Joomla, și dacă reușesc să execute o comandă pe sistemul respectiv, acea comandă este să descarce un al doilea stadiu de exploatare, un alt fișier, care se apucă să cripteze toate fișierele la care are acces web serverul. Dacă cumva sunt 10 site-uri
și toate sunt pe același web server și cu aceleași permisiuni, se vor cripta toate cele 10 website-uri. În genere și bazele de date, pentru că și la alea are drept de scriere web serverul. Și a doua zi, cine vizitează site-urile respective, vede doar un mare text pe care scrie README for Decrypt și de curiozitate, dacă vreți să vedeți la orice moment câte site-uri sunt criptate de către ransomware de Linux, puteți să dați google.com și inurl://readme4decrypt. Și veți vedea, pentru că sunt indexate de Google site-urile astea sparte și criptate. Și, din nou, este foarte interesant pentru că nu necesită user interaction. Nu necesită ca cineva să dea click într-un mail sau să se ducă pe un site dubios. Ci pur și simplu faptul că ai uitat să faci update la plugin-urile de WordPress, nu ți-ai pus un firewall corespunzător în față, în momentul ăla când a ajuns virusul și pe la web serverul tău, ți-a criptat toate datele. Partea bună este că băieții de la noi au reușit să genereze, au reușit să creeze un tool care decriptează datele în toate cele 4 versiuni care au apărut de acestui ransomware de Linux. Se numește KeyRanger. Și motivul pentru care a reușit chestia asta a fost la prima versiune cel puțin, un fapt destul de interesant, că băieții au uitat cheia de decriptare în virus. Și din momentul în care au să punem mâna pe un sample, un fișier care cripta datele, am extras pur și simplu cheia de decriptare și folosind-o am putut să creăm o unealtă pentru decriptarea datelor. Versiunile 2, 3 și 4 nu au mai fost așa de ușoare, dar oricât au fost, cum să spun eu, am putut să generăm acea unealtă. Ransomware de OS X, iarăși o poveste foarte interesantă. Ați auzit, sau nu știu, voi fiind mai tineri, poate n-ați auzit de o chestie numită torrent. Da, mă gândeam. Clientul de torrent pe Mac se numește Transmission. Este microtorrent pe Windows, Transmission pe Mac și R-torrent sau K-torrent pe Linux. Transmission este extrem de popular, pentru că deja torrent este, cum să spun eu, nu este folosit doar pentru descărcat și piratat filme și muzică sau jocuri. Torrentul este aplicația preferată și protocolul preferat de download pentru că am toate aplicațiile acum. Cred că și Microsoft Windows își livrează ISO-urile prin torente în unele situații. World of Warcraft, celebrul joc de la Blizzard, torrent. Pentru că este mult mai eficient pentru mine ca și firmă să livrez 14 giga către un milion de oameni prin această formulă, decât să livrez pur și simplu 14 giga la fiecare. Bun. Transmission au fost sparți. Într-o martie 2016, site-ul Transmission a fost spart și din site-ul Transmission băieții s-au dus mai departe până în serverele care țineau codul sursă de la Transmission. Și întâmplarea făcea că pe lângă codul sursă, acolo erau stocate și cheile de dezvoltator generate de către Apple pentru Transmission. Cheile astea ce fac? Măsura de protecție pe care Apple a implementat-o în macOS pentru a proteja utilizatorii se numește Gatekeeper. Și Gatekeeper spune așa, dacă aplicația nu a fost semnată de un developer aprobat de Apple, nu o poți executa. Ceea ce, cum să spun, ar suna destul de ok. Deci, repet, dacă aplicația nu este semnată de un developer agreat și aprobat de Apple, nu se poate executa. Transmission erau developeri agreați și aprobați de Apple. Și certificatul lor de developer dat de Apple era la ei pe servere. Băieții au intrat la certificatul, au modificat codul sursă, au injectat ransomware în codul sursă și l-au resemnat cu cheia de developer aprobat Apple de la Transmission. Au pus aplicația pe site ca și update și toți cei care și-au făcut update la Transmission în seara aia s-au trezit cu Mac-urile criptate. Și dacă nu aveau backup, în unele situații s-au trezit și cu backup-urile criptate. Pentru că păcate astea de ransomware, criptează absolut toate datele la care poți să aibă acces. Și dacă ești conectat la locul în care îți faci backup, îți criptează și backup-ul. Și în momentul ăla, eu personal, de exemplu, nu foloseam antivirus în momentul ăla pe laptop, spre rușinea mea. Și recunosc că m-a trecut așa un fior, am simțit că a trecut așa glonțul pe la ureche. Pentru că instal update. De ce nu? Este developer agreat de Apple, tot ok. Și puteam să rămân și eu fără date. Și mai nou, acum o lună sau două,
am văzut și primul ransomware de Smart TV. O să intrăm în partea a doua zile din povestea cu IoT-uri, dar majoritatea Smart TV-urilor rulează Android. Ransomware de Android a apărut de vreun an jumate, doi. Ransomware-ul de Smart TV era așa, o continuitate naturală a ransomware-ului de Android, tradițional. Cât timp mai avem? Unde, Andrian? Lejer. Bun. Hai să vorbim puțin despre exploituri și vulnerabilități. Vulnerabilitățile sunt acele breșe, acele hibe, acele găuri, ca să spun așa, acele mici greșeli de dezvoltare făcute în diverse aplicații și servicii, iar exploiturile sunt uneltele cu care sunt exploatate acele vulnerabilități pentru a obține diverse privilegii. Și nu o să vorbim despre absolut toate, dar o să vorbim, de exemplu, despre Heartbleed. Presupun că, nu știu, hai să vedem, câtă lume a auzit de Heartbleed? Că a fost destul de celebru la vremea lui. Heartbleed, dar cine știe de ce a apărut Heartbleed? Într-un Heartbleed este o vulnerabilitate, în primul și în primul rând, într-un protocol, într-o aplicație numită OpenSSL. OpenSSL este folosit la nivel mondial pentru a stabili sesiuni criptate între clienți și servere. În cel mai simplu exemplu, browserul vostru și google.com. În momentul în care vă autentificați la Gmail, se stabilește o sesiune criptată cu serverul de la Gmail pentru a nu putea fi văzută parola de către alții. Criptarea aceea se face folosind OpenSSL. Un developer de la OpenSSL a decis că o idee bună să lucreze de revelion. Deci, asta este povestea lui Heartbleed. Și cum stătea el și coda acolo de revelion și coda și coda și coda, toți prietenii lui erau la petreceri, el nu a fost la petreceri, și coda mai deprimat. A dat acolo git commit, a pus codul sursă în repozitoriul de OpenSSL. Procesul este foarte riguros. În momentul în care cineva actualizează codul sursă, repară ceva, pecioiește, implementează ceva nou, există un proces foarte riguros prin care acea adiție la codul sursă este verificată de diversi alți oameni. O comunitate foarte mare. Problema a fost că atunci era revelionul. Și când ăsta a dat commit și și-a submis modificările la cod, el era obosit, deprimat și a dormit, a făcut o greșeală și toți cei care trebuiau să-i verifice adiția la cod și ei erau la fel de beți. Așa a apărut Heartbleed. Pur și simplu pentru că cel mai improbabil lucru din lume s-a întâmplat. În mod normal, când te gândești că există o serie de câteva sute de oameni care verifică și validează un lanț întreg de verificări pentru a te asigura că exact chestia asta nu se întâmplă, în acel moment, exact chestia asta s-a întâmplat. Vulnerabilitatea permitea unui atacator să citească memoria serverului, un chunk de 64 de bytes, o parte destul de mică din memoria serverului, dar putea să o facă într-un mod repetat, așa că putea să descarce nu 64, ci 64 de mega, 64 de giga din memoria activă a serverului. Iar memoria activă a serverului înseamnă efectiv ce îi trecea prin cap serverului în momentul ăla. Este o analogie foarte, foarte simplă și chiar așa funcționează. Dacă în momentul ăla cineva se autentifica, în momentul ăla prin capul serverului, prin memoria serverului, trecea acesta. A accesat pagina asta și a zis că îl cheamă George și parola lui este Aneta, este blondă. Și asta era în momentul ăsta în server. Și băieții, oamenii au putut să descarce din memoria serverului useri, parole, cheile private pentru certificatele SSL cu care puteau după aceea să decripteze trafic. Și a fost una dintre cele mai periculoase vulnerabilități din toate timpurile. Și una dintre problemele cele mai mari a fost că nu a fost reparată. Țin minte că în ziua în care s-a făcut public Heartbleed, un prieten de-al meu, nu eu, a încercat să vadă dacă merge la Yahoo. A mers toată ziua aia, 24 de ore, Yahoo nu-și făcuse update la servere. 24 de ore puteai să citești userii și parolele clienților Yahoo. Și multă vreme după aceea, Heartbleed nu a fost peciuit.
Chiar și în momentul ăsta se pare că mai sunt încă vreo 200-300 de mii de site-uri care sunt vulnerabile la Heartbleed. Da, cum vedeți, a fost atât de celebru și atât de faimos cât a primit logo, site, a apărut și până și site-urile astea nespecializate, gen ProTV, Fox News, CNN și așa mai departe. Un alt aspect interesant sunt corporate breaches. Deja și-a ajuns undeva la vreo 1.6 miliarde de credențiale furate din aceste corporate breaches. Asta înseamnă că au fost parte atât de multe site-uri la nivel mondial în ultimii 2 ani, nu mai mult de 2 ani. Și au fost furate atât de multe date încât s-a ajuns la 1.6 miliarde de utilizatori, de date personale a utilizatorilor. Și când zic date personale, uite, în cazul Anthem, Anthem este firmă de Medicare, insurance, ce încearcă americanii să facă foarte prost la ei acolo cu Obamacare și nu știu ce. Sau Trumpcare, sau cum îi spune acum. No care. I don't care. Cam așa. Don't care. 80 de milioane de Anthem care au fost furate constau în nume, prenume, vârstă, data nașterii de fapt, social security number, adresa, istoricul adreselor, ce mașină conduce, ce înălțime are, ce greutate are, tot istoricul medical, copii, nevastă, credit card information, absolut toate informațiile despre o persoană, pentru că atunci când îți faci insurance în Statele Unite, toate informațiile astea sunt necesare ca să-ți facă profilul și să vadă cam unde te încadrezi ca barem, că trebuie să plătești pe insurance. Toate aceste informații, deci erau și cele mai incredibile, ce dietă are, diabet, n-are diabet și așa mai departe. De acestea, de 10 de milioane de persoane, au fost furate de la Enter. Și o mare parte au fost publicate online. Ashley Madison este un site, era un fel de Tinder mai rudimentar, așa. De Tinder ați auzit? Nu pot să cred că nu. Nu? Nu? Nu recunoașteți, nu? Ashley Madison era un site de dating, un site de înșelat chiar, adică era specializat. Vrei să-ți înșeli soțul sau vrei să-ți înșeli soția? Ashley Madison este locul în care să faci asta. Și datele au fost făcute direct și o grămadă de site din datele alea cont în Ashley Madison. Pentru că, dintr-un motiv aparte, mi se pare că atunci băieții care au spart Ashley Madison au încercat să-i șantajeze, le-au cerut o sumă destul de mare de bani, că altfel fac datele publice. Ashley Madison nu știu ce au făcut, cert este că la vreo lună după ce s-a întâmplat hack-ul efectiv, datele au ajuns pe net. A tuturor celor care aveau cont la Ashley Madison. S-au lăsat, evident, gălăgie de divorțuri, multe, nu știu, mii, zeci de mii, sinucideri, asta era mai trist, da? Na. Și așa mai departe. Încă un hack interesant pe care am uitat să-l pun aici a fost hack-ul de la Subway. Subway aveau și ei POS-uri, știți? Ați văzut la orice magazin, mulți au ăsta, dita mai ecranul, atașat la casa de marcat. Ecranul ăla este un Windows XP, un Windows 2000 Professional, un ceva. Și băieții de la Subway aveau alea cu IP-uri direct accesibile din internet. Pentru că de ce să nu-ți conectezi casa de marcat la internet și să fie accesibilă de către oricine? Ce se poate întâmpla așa de rău? Și cine sunteți familiarizați cu conceptul de remote desktop pe Windows? Cât de cât. Este un protocol prin care poți să accesezi un alt calculator de la distanță. Băieții care administrau rețeaua lui Subway îl foloseau pentru a face mentenanță pe POS-urile alea, pe casele de marcat. Și se spune că asta e ok. Dar la un moment dat a apărut o vulnerabilitate în RDP, în remote desktop protocol. Și vulnerabilitatea aia permitea, mă rog, accesul de la distanță fără parolă în calculatorile respective.
Subway au rămas fără vreo mai mult de 6 milioane de dolari, efectiv furați de către băieți. Adică făceau skimming din toate, clienții Subway mai mult decât Subway, făceau skimming la cardurile de credit. Cum trecea cineva și trecea cardul de credit pe acolo, îi luau datele și pe urmă îl refoloseau. Și a spart toate casele de marcat de la Subway. Puteți să căutați pe Google, povestea e publică. Target, nu știu dacă e pus aici, și Target a pățit-o tot cam așa. Target este un lanț de retail foarte, foarte mare din Statele Unite. Bun, cam aici se oprește prima parte a poveștii mele. O să am onoarea să le dau cuvântul colegilor mei. Vă mulțumesc pentru răbdare și ne auzim la pauză și în partea a doua.